Scandalul creat de decizia greșită a lui Ovidiu Hațegan în timpul meciului dintre Politehnica Iași și Dinamo București continuă. Fostul conducător al CCA Ion Crăciunescu a dat verdictul în cazul hotărârii internaționalului FIFA. Nu încă pe discuție. Homau trebuia eliminat. L-a nenorocit pe jucătorul de la Polia și, să ne rugăm ca acel copil să revină și să mai joace fotbal. Am citit și eu că are timpanul spart și nu mai știu ce fracturi craniene. Însă nu înțeleg ce a fost în mintea medicului Ovidiu Hațegan înaintea arbitrului Hațegan. Înainte de toate, Hațegan este medic. Nu ai cum să nu îl elimini pe jucătorul lui Dinamo când vezi sub ochii tăi cum arată acel copil pe targă. Hațegan a avut toate elementele din lume ca să îl Elimine pe Homau. Ce mai voia băiatul ăla era făcut knockout. A fost urcat pe targă, așa cum arăta și trimis direct la spital cu salvarea. Nu mă așteptam sub nicio formă ca un arbitru de talia lui Ovidiu Hațegan să facă o asemenea gafă. Trebuia să îi dea direct cartonașul roșu lui Homau, a spus Ion Crăciunescu potrivit prosport.ro. Fostul șef al ligii profesioniste de fotbal Mitică Dragomir a fost și mai drastic la adresa lui Ovidiu Hațegan. A greșit Hațegan, dar părerea mea este că Hațegan nu a greșit, ci a primit ordin. Nu am o probă în acest sens. Toată lumea vrea să salveze Dinamo. A dat cu nuca în perete rău de tot și a distrus cariera. I-am admirat extraordinar pe Hațegan și Colțescu. Cum să nu dai roșu? Vrei să îl omori? Dacă murea, nici atunci nu-i dădeai cartonaș? Unde este corectitudinea? Nu l-aș suspenda numai pe el. I-aș rade pe toți care au fost în cabina var lui Hațegan, i-aș da o lună, două, dar celor din cabina var le-aș da șase luni. Două sau trei etape i-aș da și lui Homau. Nu se intra așa, ce ești criminal? Să aibă grijă să nu plece din spital. Lovitura la cap are urmări de neînchipuit să stea în spital. Dacă a dat comunicatul ăsta vasaras bravo lui Hațegan nu avea cum să greșească doar dacă avea comandă. Totul este calculat, nimic nu este cu voia întâmplării în lumea asta, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit fanatic.ro. Prin intermediul unui comunicat sec, Ovidiu Hacegan a recunoscut că a greșit în momentul în care nu i-a arătat cartonașul roșu lui Homau și și-a cerut scuze față de juniorul Luca Mihai și față de oficialii politehnicii Iași, scuze care însă nu îl fac bine mai repede pe jucător și nici nu aduc puncte politehnicii.